Doamna din imagini are mai multe taxe locale de achitat la bugetul local, așa că s-a grăbit să vină cu banii la ghișeu pentru a beneficia de reducerea de 10% disponibilă până la data de 31 martie. Știți de reducere? Asta până la 31 martie, da. Păi da, de zile. Numai așa reușim să ne încadrăm. Și este convenabil așa când prindeți reducerea? Păi eu am o sumă mai mare, apartament, două mașini și să strânge. Are 162. Scăzând cu 10%, 146. La fel și această doamnă, care imediat ce a luat pensia, s-a și prezentat la ghișeul Direcției de Taxe și Impozite pentru a fi la zi cu dările pe acest an. Știți că este o reducere? Știam, păi de-aia a venit, până la 30. Totuși, la capitolul încasări, sumele nu sunt foarte mari față de cele de anul trecut. Dacă în primele două luni ale lui 2013 suma încasată s-a ridicat la 32 de miliarde de lei, în 2014, pe lunile ianuarie și februarie, s-au încasat 33,1 miliarde. Creșteri semnificative s-au înregistrat la plățile amenzilor de circulație, iar în topul giurgiuvenilor bun platnici se situează persoanele fizice.